Ok, bună seara sau bună ziua sau cum vor fi ele până la urmă, că nimeni nu știe. Așa și cu ordonanța legată de cheltuielile bugetare și redimensionarea bugetelor primăriilor. Lucrurile, ca de obicei, nu sunt clare în ceea ce privește întreg guvernul. Vom vedea cum se aplică până la urmă. Revenim în emisiuni să vedem cum le vom organiza. Alături de Gusti sunt și Gusti, hai să le dăm toate cele bune ziua și bună seară și bine venit Marcel și toată lumea cu Da, toate și ale bine lor. v-am găsit. A început, ne-a luat toamna așa prin surprindere. Activitățile, acțiunile se succed una după alta cu o repeziciune amețitoare, aș putea să spun. Președintele Consiliului Județean, Emil Radu Moldovan, a dat mai multe interviuri, a acordat mai multe interviuri, unul dintre ele primul de altfel pentru noi, dar și pentru alte publicații, în care a vorbit despre situația politică, despre situația administrativă din județ. De asemenea, după cum spuneai, o ordonanță privind reducerea cheltuielilor bugetare a fost aprobată de Încă, către, da, a fost a fost aprobată, aprobată de da. către guvern. Anul viitor urmează patru rânduri de Alegeri. alegeri. Primul rând este prima tură de alegeri, să-i spunem așa, este în luna Iunie. iunie, da? Ne așteaptă o perioadă destul de încărcată, plină de evenimente, dar ar zice unii de austeritate. Acum criza este și nu prea este. Încă. Da? După cum am văzut, guvernul a venit cu o serie de măsuri pentru toată lumea. Unii sunt mai fericiți, alții mai puțin fericiți. Eu tot spun că și până la urmă cred că așa este, că foarte multe pomeni, foarte mulți bani dați pentru anumite categorii sociale, în timp ce alte categorii sociale, în special mediul privat, are de suferit mult în urma acestor măsuri care vin propuse de către guvern pentru a reduce deficitul bugetar. Sunt multe proiecte în derulare și în Bistrița Năsău, dar și în țară, prin PNRR. Problema este și acolo, problema banilor Ne iau cu este și cântece acolo, acolo. pentru că multe firme nu și-au primit încă bani, așteaptă de la guvern. S-a așteptat rectificarea bugetară, Gusti, dar rectificarea nu se mai face anul ăsta. Sau dacă vorbim așa în termenii lor, este rectificare pe minus, pentru că sunt blocate cam toate cheltuielile. Marcel Ciolacu, premierul, vorbește despre deficit, vorbește despre lucruri, dar mie mi se pare că totuși, ai citit și tu acolo, adică cred că se interzic, dar nu Da, nu toate, se adică interzic. nu se interzic. Se interzic, dar să se Să facă. se facă, da. Adică au zis, nu mai cheltuiți bani pe festivități, dar exceptând alea de sfârșit de an și de zilele comunelor, de exemplu, care oricum se vor face și s-au făcut și așa mai departe. Însă aici temerea mea și gândul meu este că oricum primarul să prea omorave cu niște lucruri. Acum, în acest moment, după aplicarea și începerea aplicării ordonanței, este foarte clar că vor avea motive foarte multe să spună nu mai putem face, mai putem face, mai putem face. Dar există darul și cred că de acolo vine și aia să se primesc, să se schimbe pe aici, pe acolo, dar să nu se modifice nimic. Începe an electoral, deci nu-și permit foarte multe, să zicem, să facă pe abstinenții, știi, adică zic că nu, noi să stăm în rugăciune și post până la alegeri locale, nu, n-au cum, mai ales că vin alegerile europarlamentare și Gusti, am o întrebare pentru tine și să-mi răspunzi în 2 secunde și jumătate, zi-mi repede un europarlamentar care l-ai văzut în județul Bistrița Năsăud și ai vorbit cu el. Era o doamnă, dar nu mai știu cum o chema. Cred că a fost, dar n-am văzut-o eu, am văzut-o doar A, în păi n-ai poze. văzut-o tu. Am văzut-o doar în poze acum. Deci cum o chema A pe fost pe doamna aici, prezentă la un partid, scapă aia? La partidul, reper, mă, mă. așa, la Așa. reper. Doamne Și ferește, întâmplar. ce important e partidul, că nici nu ne aducem aminte de el. Deci prins dintr-un partid mai mic, Așa. reper e un partid mic, dintr-un partid un pic mai mare, Mihai, na. da. Așa, o poveste. Al și PSD-ul avea ceva Ramona. europarlament. Ramona cu S ceva. Ramona Frumos și Strandafiri, nu știu Așa, cum o cheamă. Ramonica.
a venit încă o dată de aici, dar nu ne-a chemat și pe noi, a făcut cu cei din Reper sau cum se numește partidul ăsta o întâlnire pe la partid, ne-a trimis un comunicat, mie mi s-a părut super, super amuzant acel comunicat, singurul de altfel trimis de respectiva formațiune politică, de PNL, de PSD, ce să mai vorbim, au, nu au încă europarlamentar, dar vor avea acum din 2020. Bun, și atunci... Și atunci, e foarte simplu. PMP, uite, Eugen Tomac. Eugen Tomac a fost, a fost la Bistrița, ca să fim așa corecți, corect. A fost la Bistrița, deci, cred că de mai multe ori a fost, adică sigur de mai multe ori, ultima și dată cu care și vorbit, știi? Strângerea de semnături. Cu care și vorbit, adică da. A stat față în față, a vorbit da. Cu el, pe lângă, să zicem, Negrescu Victor, care a fost ales, practic, pentru Nord-Vest. Deci reprezenta cumva și Bistrița Sud, sau renumitul și subnumitul Daniel Buda de la PNL, Partidul Popular. Daniel Buda a venit Daniel Buda. Acum câțiva ani și a făcut o declarație care, prin care și-a ridicat toți bistrițenii în cap, dacă ți-aduce aminte. Da, pața, da. Bistrița e un cartier mai mic al Clujului. Mi-a spus la Oltean că nu a găsit drumul spre Bistrița, da. Pentru că în cartierele mici e greu era de pătruns. Era al doilea mandat, nu? Da, e al doilea mandat și ce că e pe listă pentru al treilea mandat. Ceva cu agricultura se ocupă el cu din astea. Da, dar nimeni nu știe ce fac europarlamentarii. Dacă te duci foarte repede, de exemplu, la tine în, eu știu ce fac. Pe Valea Ilvelor. Iau foarte, foarte de mulți bani. Da, da, așa este. Și vor avea o pensie specială. De, de când a venit Rareș Bogdan pe scenă la Casa de Cultură atunci? Era acolo, Europa, la Antara. Nu, dar când a venit acolo și a aplaudat și a dat în, a avut orgasme din astea politice, de atunci a mai fost, ba, a mai fost într-o vară în șlap pe pietonal Rareș Bogdan, serios. Acum, Rareș Bogdan, cred că e la primul și la ultimul mandat, nu că... Ar va fi retras și că și urmează să... Va fi lăsat la vatră, urmează pe banca de rezervă. Pe banca de rezervă, eu nu cred. Prinde un loc de parlamentar. Prinde un loc de parlamentar, nu cred că lasă așa. PNL-ul vine cu domnul Helvic. Da, domnul Helvic care... Au o listă acolo de posibil candidați pe care nu l-am văzut și pe Rareș Bogdan, cred că îi ajunge un mandat, oricum s-a făcut de râs, au trecut cele câte 30 de zile. 30, da, 30 de zile. Pensiile speciale, au trecut doar 4 ani și 30 de zile. Da, da. Nici nu mai poate candida, mi se pare mie, pentru că toată lumea o să-l ia în balon cu treaba asta. E o Rareș Bogdan de altfel ca și jurnalist, ca și politician, a fost așa o a trecut ca cum se zice, lebăda prin... Nu, ca și gâsca prin apă. Și gâsca prin apă. Pentru că se da. Presupune că gâsca are grăsime, care e mai, da. Știi, și atunci nu se udă. Exact. Așa și Rareș Bogdan nu s-a udat, doar la Euroi s-a udat bine. Acolo. Mult bani a făcut. A făcut, pe... Ei, și acum, vezi... Un oportunist de carieră, aș putea spune, pentru că el încasa zeci de mii de euro în perioada în care realitatea era în faliment sau în insolvență, insolvență în perioada în care ei nu plăteau la stat aproape nimic, de altfel și firma aceea pe care a funcționat realitatea a intrat în faliment și nu s-a mai plătit milioane de euro. Nimeni nu știe. Da, dar Rareș Bogdan făcea emisiune, dădea nouă lecții de moralitate, era cu, ieșea prin piață pe acolo, era apropiat de, de Iohannis, se vedea clar că era apropiat de Klaus Iohannis, a stat câțiva ani acolo, după aceea a plecat la prima oportunitate, s-a dus în PNL, le-a luat fața unora care au muncit, zic eu, mai mult decât el în partid, doar prin faptul că era un papagal, așa, vorbea foarte mult și avea un bazin de oameni pe care i-a păcălit. Da, și acum și asta va fi. A prins un mandat de europarlamentar și acum mai, e... La un calcul sumar, așa, sau PNL, primitiv... Că nu e chiar ultimul noi, păcăliști din PNL. Noi dacă mai sunt și alți păcăliști. Mai sunt păcălici în PNL. Unii au și plecat din PNL. Noi dacă am fi amândoi, de exemplu, să împărțim un mandat de europarlamentar, am noi aș fi de acord cu asta, să-l împărțim cu tine, pentru că la un calcul foarte rapid, cam la 1.000.000 de euro iese profitul pe mandat, ceea ce mi se pare ok, eu, dacă putem să împărțim, eu mă mulțumesc și cu 500.000 de euro într-un cont. Da, știi că nu prins. Am zis că eu mă mulțumesc, poate cineva o să spună, uite, băieții a doi ok de treabă, ei vor să-și împartă mandatul. Nu vrem să muncim pentru țara. Ea... Putea face și ei câte trei pe un mandat, oricum. Da, da, lucrează... acum nu o să ne dea doi, știi, că lucrează... 5 ani și 2 ani jumate ne ajung. Păi, dacă am, orice am face, tot am lucrat mai
mult decât da, evident, evident. Măcar da. O dată am venit aici prin județ sau ne-am duce, măcar o dată, uite, în 4 ani, te poți duce în câte luni sunt în 48 de luni? În Nord-Vest. În 48 de luni te poți duce măcar o dată în fiecare județ, sigur. Măcar o dată și toată, la două luni te poți M-aș muta în Cluj, de exemplu, mi-aș lua un apartament de la Bengos în Gheorgheni sau în centru lângă parc acolo. Pe urmă și în Zalău și în Bistrița, ar fi mișto așa până la urmă, Baia Mare, Oradea, n-ar fi rău, ce? Cu satul mare da, acolo. Da, vise ar spune unii. Na, știu. Și uite că revine povestea cu europarlamentarele, din nou o să trească să meargă liderii de partid și primarii, că abia aștept pe primar să-i văd pe unii cum se vor duce aici și vor explica oamenilor din, nu știu, din, unde să spun, din Șant, din Rodna, din pe acolo, Maierul, toată Valea Ilverilor, de exemplu, sau așa mai departe, nu mai zic de zonele din zona de câmpie, zonele sărace sau mai sărace cumva ale județului, că oameni buni trebuie să votați europarlamentarii socialiști. Băi, frate, o să-ți tăia în... Ce să spună, Gusti? Ce să facem? Să votăm pe cine? Și cine este europarlamentar, domnul președinte? Domnul europarlamentarul care a venit în județul Bistrița din partea PES, de exemplu. Nu? Victor Negrescu putea domnia sa să se miște puțin, că și așa a avut cabinet de europarlamentar în Săud. M-a venit. Daniel Buda n-a venit. El este responsabilul cu zona de nord-vest. Domnul Daniel Buda, care se lăuda că va fi prezent în județ, că va veni cu fermieri. A mai fost odată în acești ultimi 5 ani. Domnul Daniel Buda, țineți minte cincinalul? Așa și dumneavoastră, cu cincinalul. Tot înainte. A mai fost la ferme, cred că le-a promis la ea multe vrute și nevrute. La ferme a fost cu Ioan Turc, a fost cu toți corifeii PNL-ului, au fost la ferme oamenii și la ferme au rămas. Ce să spun în acest moment când situația nu... Vedem în aprilie, mai pe acolo când începe campania, în mai începe campania, cred că cam prin 9 mai, cred că, ori 10, cam așa, pe acolo undeva începe campania electorală, 9 mai. De ziua Europei. De ziua Europei, fie de 10 mai, de ziua monarhiei. Și să vedem. Până atunci, să pe sondaje, tot felul de sondaje, sunt foarte multe sondaje. Au fost și sondajele apărut pe Bistrița, au fost multe, știi? Pe partide. Deocamdată pe... sunt doar pe partide, pe persoane eu nu am văzut. Sau... Nu este pe persoane încă. Nu-și asumă nimeni. Nu-și asumă nimeni. Ca să nu se facă de râs, că probabil că toți stau foarte prost în sondaje. Depinde în comparație cu cine. În comparație cu cine, da. Da. Dar pe partide, PNL stă cam pe municipiu, cam la nivelul... Care l-a avut. La nivelul țării, așa. Da. În jur de 20%, pe PSD 30%. Păi la municipiu, față de județ, diferența este de 4%. La municipiu... Să zicem, organizația municipală are 37,5, Partidul Național Liberal 22,9, pe urmă vine Aurul și USR-ul. Aici va fi o bătălie. Însă PMP-ul stă bine în Bistrița, să nu uităm, și atunci PMP-ul va fi vârful de lance al viitorului pol de dreapta. Da, USR, PMP, USR, PMP și forța al Darth Vader. Forța fie cu tine, fiule, forță care în Bistrița sau nu există. Nu au reușit, nu știu în ce județ din Transilvania există Forța Dreptă, că nu există, cred că... Există. Forța Dreptă este un singur om, Ludovic Orban, care are câțiva zeci de mii de urmăritori pe Facebook, unde postează acolo, acum nu știu dacă sunt reali, dacă sunt cumpărați. Domnul Orban, ce postează, ai văzut, e în Cireș, într-o zi e cu cățelul, într-o zi e cu soția, face și el un fel de influencer, așa politic încearcă să fie, dar eu cred că și-a pierdut, de mult și-a pierdut da, verdura politică. Cât a da? Fost în... E posibil să, ca din toată alianța asta, să mai prindă un loc de parlamentar, pentru că va fi pe listă, sau cine știe, poate vrea să meargă și el în Parlamentul European. Așa m-am înțeles, da? Cam asta e,
undeva, nu știu, un procent jumătate. Bine, pentru ei contează toate voturile astea adunate acolo, pentru că USR are undeva la 10-11%, PMP, hai să zicem, poate 5%, bine. 5% pe țară, că în județ nu prea contează. Mai exact, pentru că județul contează la nivel de... Dar se adună toate voturile alea cu Forța Drepte și cine știe, poate mai găsesc un PNCCD sau ceva partid care o să intre acolo în alianța asta, ca știi că așa se întâmplă la înainte de alegeri, mai vin două, trei partide mici care se alătură unei alianțe și vor face și acolo 13-14 poate, ceea ce e destul de mult, zic eu, pentru că din toată felia aia, dacă scădem 30 ceva la sută PSD plus 20 PNL plus AUR 20 sau acum, 30. Da, AUR-ul vedem ce va fi sicur pentru. Da, mai vor fi câteva partide mici care vor candida singure. Tot timpul au fost, vedem ce se întâmplă cu doamna Șoșoacă și ea va candida. Doamna Șoșoacă și-a asumat foarte multe lucruri și poate merge cu AUR. Nu cred. Este exclus pentru că am văzut ce circuri au între ei. AUR-ul va merge singur și aici, la nivel de județ, va merge singur. Ei încearcă deja să-și facă o listă. Lista de europarlamentari deja a fost votată și parafată de însuși Zeus, adică de George Simion, este singurul lider al partidului. Este singurul om în partid cu funcție de președinte. Restul nu au dreptul să poarte. Președinte votat. Da, președinte votat. Restul nu au dreptul să poarte această funcție, în afară de cât de târziu, dar este președintele Consiliului Național de Coordonare. Atât. Restul la județe sunt coordonatori de filiale și așa mai departe. Deci nu există alți președinți. Ei deja lista pentru europarlamentare au făcut-o. Iterheș, normal să fie. Da. După aceea e Ramona Brunsel, care Ramona a fost și ea în județ la noi. Da, ea a fost, da, bine, ea nefiind europarlamentar. Va fi aproape... Da, va bine, fi niciunul siguranță dintre cei doi, să știe lumea, nici Terheș, ba, nici Terheș e europarlamentar. Nu, dar nu au candidat, nu din, au partea candidat din partea sunt AUR. Sunt europarlamentari din partea exact. De partide. Și atunci e cu siguranță primele două, trei locuri ale AUR sunt acolo deja. Deci fără probleme e clar că vor intra în Parlamentul European. Așa cum primele trei locuri de la PNL, Eduard Helbig, mai știu ce e pe locul 2. Încă lista nu e oficializată, nu știm la PSD încă, dar nu contează. Bun, la USR ai văzut la USR că Elena Lasconi, dar nu știm dacă... Lista nu știu dacă va fi, pentru că va trebui fie completată cu PMP-ul. Așa e. Și cu Forța Dreptei. Așa e. Și nu știm dacă Elena Lasconi, care e primar în Câmpul Lung Muscel, va rămâne europarlamentar sau sau e așa doar pentru a trage lista. Știi că a fost da, și teoria asta. E, teoria s-ar putea asta, să da. Fie... Și nu înțeleg de ce, dacă e atât de bună și a făcut atât de multe lucruri acolo, cum se zice, nu știu, nu are proiecte finalizate. Sunt câteva proiecte începute, din ce am văzut, așa, dar are un PR bun. Dacă e atât de bună, de ce lasă primăria pentru a se duce în Parlamentul European? Adică, cui ne lași, știi cum se zice? Cui lasă pe cei din câmpul muscelenii, sau cum li se zice? Se spune că și Boc ar putea fi trecut pe lista de euro pentru a trage lista. Boc e cel mai tare. E, poate fi și președinte, Dinte, și europarlamentar. Și eu au fost premier, nu mai trebuie să fie și premier. Europarlamentar și premier numai. Gata, ne-am lămurit. Da, ne-am lămurit, era premier jumătate, numai că era președintele premier Traian Băsescu atunci, să nu uităm că el conducea tot, el cu Elena. Cealaltă Elena, care e în momentul ăsta în pușcărie. Asta e situația. Iese în curând, că ei nu stau mult, ies repede și rămân cu mulți bani. Și atunci să vedem cum vor fi lucrurile legate de aceste europarlamentare. Nu sunt niște alegeri care să atragă, nu știu, nu prea sunt nici, sigur că oamenii nu vor să audă de ele și sunt plictisiți de europarlamentare, însă, sincer, este una dintre cele mai tari funcții pe care poți să o ocupi. Sunt importante doar pentru cei care ajung acolo și fac pentru politică oamenii comună și... te duci, te interesezi, faci pe subcomisar și ce ești pe acolo. Bun, acum nici pe Bistrițeni nu interesează asta. Te interesează ce se întâmplă în oraș. Uite că șantierele se
Cantele se finalizează. Se finalizează așa în ritmul ăsta. Știi, pe, e ca la BAC aici. Știi că la BAC foarte mulți dintre noi am învățat în, pe ultima 100 de metri. Bine, am luat note bune. Unii da, alții nu au luat note bune. Dar e așa, eu las așa o lălă, te mai distrezi. Nu am putut să o lălă eu. Da, nu. No. Mi-am dat BAC-ul în 88. Bun, na. O las în... în un an, doi înainte. Da. Și pe final ai îngrășat porcul înainte de Crăciun, așa e și cu șantierele. Mi s-a părut că s-a lălăit foarte mult toată treaba asta și am stat așa cu lucrările, însă pe ultima 100 de metri am putea spune, uite că e aproape 2024, se cam finalizează. Bordurile sunt puse aproape în totalitate, mai are niște probleme acolo cu pistele, că nu se prea îmbină cum ar trebui. Armonios. Da, dar străzile sunt asfaltate majoritatea, arată bine, n-ai ce să zici legat de treaba asta. Pasajul din Decebal, aici mult este contestatul, mult pasajul din Decebal, care eu cred că se va finaliza prin... Păi, primarul oricum a zis că până în decembrie se toarnă placa. De... Cei de la MIS vorbesc de faptul că o rezolvă. Da. Toarnă placa și lucra în interior. Se va circula pe toată lungimea bulevardului Decebal. Așa? Bun, deci probabil până prin mai e... termină și în interior. Că evident, nu e evident. Are un greu timp. Cu niște scări timp acolo, un lift și... E timp, da. Până în mai, toată vara pe urmă se vor usca toate și atunci... Da, doamna... năsăudul lui Grigore Bălan, nu o să vină și autobuzele electrice, probabil că se face licitația și mai rămâne o singură problemă care e, zic eu, cea mai importantă, problema parcărilor. Asta aici, voi cei care mașine, se acutizează, da, cum a spune unii, și deocamdată nu s-a prea rezolvat, pentru că știi că se vorbea și despre o parcare acolo pe... strada Gheorghe Șincai, unde e biserica, da, unde e biserica catolică. Catolică, da, dar uite, de un an de zile s-a vorbit și încă nu s-a făcut nimic acolo. O parcare acolo a rezolva o în mare parte. Da, se face rapid, adică zonă, da, nu... Și nu înțeleg de ce nu s-au accelerat puțin. Acum cred că o să fac, o să accelereze în primăvară. Procedurile? Nu știu cum să fie la iarnă, cum o să nu să fie mai greu la iarnă asta, da. Da, sunt proiecte tehnice, cred că și licitații pentru unele parcări etajate din municipiu, dar va dura, eu zic că cel puțin un an, doi poate, până vom avea câteva cu siguranță, parcări cu siguranță, în anumite zone. Bun, acolo e vorba de parcări, de exemplu Ștefan cel Mare, în alte zone de blocuri, dar în zona centrală nu prea văd, așa un orizont. Nu prea văd nimic la orizont în ceea ce privește parcările și oamenii sunt tot mai nemulțumiți de legat de treaba asta, mai ales că până anul viitor, prin iunie, poate hai să zicem august-septembrie, se finalizează și lucrările la prefectură și vor veni din nou cele de la înmatriculări și angajații, da, și oamenii în zona centrală. Înapoi, acum sunt mutați pe strada Zefirului și bine un pic acolo, e foarte bine și aici e mai relaxat zona, dar vor veni din nou în zona centrală, plus că avem pe cei de la Gloria și din clădirea asta nouă care parchează tot aici în zona centrală. Noroc că s-a închis Rapsodia, că noroc pentru cei care pentru au de parcat trafic, da? Pentru că erau și acolo alte mașini,